Hei, îți plac miturile din viața reală? Ei bine, am un canal pentru tine, numit Angel RA. El face diferite videoclipuri de mituri și legende din viața reală, însă în ultimul videoclip m-a inclus și pe mine. Dacă sunteți curioși, nu uitați, intrați pe linkul din descriere și dați un like, share și un subscribe. Acum, haideți să trecem direct la videoclip. 6 de like-uri nu se strâng așa de greu. Totuși, hai să vedem ce comentarii au pus abonanții mei. Da, super. Hei, salutare gâzelor și bine v-am găsit la un nou episod de Mituri și Legende Five Nights at Freddy's Sister Location. După cum am promis, la 3000 de like-uri facem următorul episod. S-au strâns în final și astfel uite că ne regăsim la acest videoclip. Și da, țin să menționez să nu uitați să apăsați butonul like, deoarece orice like contează, dacă mai vreți să continuăm această serie, bineînțeles. Iar la 3000 de like-uri facem următorul episod. Scott s-a gândit într-un final să ne arate data lansării jocului Five Nights at Freddy's Sister Location alături de o imagine cu masca lui Ennard. Mărind luminozitatea, nu putem observa nimic, deoarece nu ne este ascuns vreun lucru. Data lansării, după cum multă lume a observat-o, este 7-10-2016, mai exact pe 7 octombrie. Încă o lună și două zile. Pe lângă asta, este confirmat și pe Steam. Deci, eu zic că asta este data adevărată, din moment ce a fost confirmat pe Steam. Așa va rămâne. Scott a lucrat foarte mult la acest joc față de celelalte patru. Probabil va fi mecanici noi și diferite. Însă, mai am două noutăți pentru voi. Prima noutate este că Scott a mărturisit că s-a speriat al naibii de tare de jumpscare-ul lui Funtime Foxy. Mă și gândesc, creatorul jumpscare-ului s-a speriat de propria sa creație, ceea ce înseamnă că va fi ceva mult mai scary decât celelalte jumpscare-uri din celelalte jocuri. Ok, și a doua noutate este mapa noului joc, pe care o găsim în sursa paginii. Analizând-o puțin, putem spune că este foarte diferită față de celelalte mape, adică există opțiunea de a nu exista camere și să te bazezi doar pe auz, gen cam Five Nights at Freddy's 4, sau ne este prezentată mapa locației, astfel încât vom avea camere. Dar mă îndoiesc, deoarece în trailer nu ne este prezentată nicio cameră și pe lângă asta, nicio mecanică în afară de deschiderea măștilor. După cum ne-a spus Scott, acela a fost primul trailer, ceea ce înseamnă că s-ar putea să scoată al doilea trailer, care în al doilea trailer ne va fi prezentată mecanica și alte secrete. Acum, haideți să analizăm imaginea de la cap la coadă, începând cu elevatorul, adică cu liftul, mai exact liftul prezentat în trailer. Acesta probabil duce în subteran, astfel încât mai departe mergând în control modul. Control modul fiind camera unde accesăm tot din jurul nostru, cel mai probabil control modulul este acest office în ghilimele, astfel încât având acces la tot din jurul camerei, inclusiv în Ballora Gallery, adică Galeria Ballorei, unde după nume ne dăm seama că acolo se află Ballora. Este camera dedicată ei, pe care mai în stânga avem Breaker Room, camera de întrerupătoare. Acolo cel mai probabil se află Minirena. După cum ne amintim în teaserul cu acestea, acolo se află o manetă. Probabil acolo vom putea controla Minirenele în funcție de cum vor să ne atace. După cum am spus în acel episod, există probabilitatea să apeși pe unul dintre cele două butoane, astfel încât să verifici minirenele, dacă sunt în funcțiune, iar dacă ele vor fi într-adevăr în funcțiune, le vei dezactiva prin celălalt buton. În dreapta avem Funtime Auditorium, care 100% se va afla Funtime Freddy și Funtime Foxy, după cum ne spune și numele. Lângă această cameră vom avea parts în service,
ceva gen cam Finest Freddy's 2, iar acolo cel mai probabil se va afla Ennard. Ennard este pus în acea cameră astfel încât el este nefolositor și bineînțeles știm că a fost folosit pentru piese. Se repete istoria cu Finance Freddy's 2. Nu știu sigur dacă vei putea merge în toate aceste camere, dar dacă vei putea, bineînțeles, vom putea prin vents-urile prezentate în trailer. Însă sunt 100% sigur că pentru a merge din office în celălalt office, va trebui clar să mergi prin vents-uri. În final, avem Circus Control. Cel mai probabil acolo se va afla Baby, unde în spatele camerei se va afla Beedybub, mai exact în Circus Gallery. Se pare că aproape fiecare animatron are propria sa cameră. Dar oare de ce? În trailer ne este prezentat toți cei patru alături. Însă în această imagine toți sunt în locuri diferite. Poate acolo sunt ei dezactivați noaptea sau pur și simplu există o anumită perspectivă. Poate că o persoană nu dorea să vadă un spectacol, ci mai degrabă un dans din partea Balorei, sau un cheat din partea lui Baby, sau chiar altceva din partea animatronilor Funtime. Însă un lucru este clar, va fi foarte diferit față de celelalte Finance Freddy-uri. Dar nu ne facem probleme, mai este timp până când va ieși jocul. Până atunci, nu uitați să lăsați un like, deoarece orice like contează, iar la 3000 de like-uri facem următorul episod, bineînțeles, dacă vreți să continuăm această serie. Eu am fost Gâza Magică, pe data viitoare. Disperaților de un joc.